În prezentul tutorial voi prezenta modalitatea de utilizare și navigare prin tururile virtuale. Acestea pornesc cu o interfață de început, unde se introduce sigla proprietarului dezvoltatorului, un text descriptiv al turului virtual, pot fi inserate link-uri către pagina web a proprietarului dezvoltatorului, link către pagina de Google Maps sau posibilitatea de a suna, a face un apel telefonic către departamentul de vânzări. Tururile se pornesc apăsând pe butonul play. În momentul pornirii, dacă turul virtual conține și sunet, suntem întrebați dacă dorim să-l pornim sau nu. Pentru această explicație, acest tutorial nu voi porni sunetul. Tururile virtuale sunt o compunere de panorame 360 de grade. Panoramele 360 de grade permit vizualizarea într-un tur aproape integral 360, navigarea în cadrul fiecărei panorame, putându-se efectua cu mouse-ul, click, drag, sau cu, dacă se vizualizează de pe telefon, prin translatare cu degetul pe display-ul telefonului sau a tabletei. În meniul de sus avem varianta de vizualizare virtuală 360 de grade, care poate fi activată sau dezactivată. Avem un buton de informații și avem meniul turului virtual, de unde maximiza fereastra în full screen, putem activa și dezactiva hotspoturile, porni sunetul sau share-ui turul virtual. Îl voi face full screen. În cadrul turului virtual, varianta de navigare, există trei posibilități de navigare. Varianta 1, cu ajutorul săgeților ajutătoare. În situații în care săgețile ajutătoare au texte suplimentare, în momentul în care mouse-ul este poziționat peste săgeată. O a doua variantă de navigare prin turul virtual este utilizând imaginile de jos, care se pot deschide și închide. În momentul în care acestea sunt deschise, deplasând mouse-ul deasupra panoramelor 360, avem o descriere. Aici, de exemplu, este o panoramă de la etajul 1 din dressing, panoramă din dormitor. Putem face click și vom fi transferați direct în camera respectivă. O altă variantă este prin utilizarea hărții, care poate fi integrată după cum se observă, orice mișcare în cadrul panoramei este reflectată și în releveu. Dacă poziționăm mouse-ul peste pinpoint-urile care specifică poziția de unde au fost preluate fotografiile 360, vom avea informații suplimentare. Ne întoarcem la zona de exterior și vedem că putem să navigăm prin turul virtual direct prin accesarea pinpoint-urilor.
Tururile virtuale pot integra fotografii statice, fotografii aeriene sau terestre, pot integra videouri sau alte elemente de informare. Vom merge la parter, unde regăsim o altă modalitate de navigare, aceste shortcut-uri, care practic ne transferă la etajele superioare. Momentul când se accesează linkul de transfer, ajungem la etajul respectiv și evident suntem poziționați și pe leveu. În cadrul tururilor mai sunt inserate hotspot-uri pentru informații. Cam astea sunt metodele de navigare prin turul virtual. Prin săgeți, prin direct prin fotografiile afișate jos sau direct prin releveul afișat în dreapta. În dreapta sus există un buton de informații, unde în general găsim elemente suplimentare privind camera în care de unde este făcută fotografia 360. Turul virtual poate fi transmis mai departe, poate fi integrat într-un site web, cum este, de exemplu, integrat aici pe pagina noastră. Metoda de integrare este foarte simplă, este un cod care trebuie inserat în pagina HTML, dar pentru ușurință acesta poate fi transmis mai departe și printr-o simplă copiere a linkului prezentare și oricine accesează acel link primit va accesa turul virtual.